Eu n-am, să nu mă înțelegeți greșit, eu n-am spus că ar avea influențe din Dinescu. Eu am făcut similitudini în ce privește ironia. Apropo de Dinescu, vreau să vă spun că suntem născuți în același an, că pentru scurt timp ne-a legat până la un anumit moment dat o oarece prietenie, care s-a rupt în momentul în care în piața universității, chemat de mulțimea de acolo, a refuzat să vină. Și atunci, pe vremea lucram la Cațavencu și am scris, el era membru al Uniunii Scriitorilor, era președintele Uniunii Scriitorilor, în conjunctura care o știm de atunci, și am scris în Cațavencu, care era un ziar foarte citit, era... Deci, să tipărea la Târgoviște, și la vremea nu, niciun tiraj nu era sub 200.000, care era fantazie, iar astăzi e de domeniul fanteziei. Așa, și am scris un text, un material, s-a numit Poetul și Mușețelul. Așa, și de atunci s-a rupt așa, ba chiar nu intru mai mult în amănunte, că n-au rost. Da. Da. Exact, asta. Dinescu nu era membru în Consiliul de Administrație la Casa Vechi? A venit târziu, deci eu în 92 am, tocmai pentru că am simțit că el avea bani, avea fonduri la vremea aia și a ținut cu tot din adinsul să-l apropie, să-l ia Uniunea Scriitorilor și unii din redacție ne-am scindat. Unii da, au vrut, alții nu. Așa, și mi-aduc aminte că eu am fost plecat vreo jumătate de an în Germania la vremea aia. Și pe cât am fost eu plecat în Germania, știind că eu nu sunt de acord cu așa, au făcut ei ce au făcut și deja au semnase actele. Când am venit în decembrie 91, ei semnase actele de trecere în proprietate a cu scandalul de rigoare care a fost la vremea aia, mă rog, să... Da. Apropo de fenomenul ăsta, că poporul plânge la dispariția unui am auzit la televizor și multul lumea a auzit, spun că nord-coreenii au fost regizați să plângă la dispariția conducătorilor lor. Însă, eu nu sunt de părerea asta, pentru că dacă nu ați urmărit de luni până vine pe programul 1, pe TVR1, există filmul Legendele Palatului, realizat de coreeni. Deci sunt orientalii care au... Da. Și acolo, la anul 340 și ceva, deci în anul ăsta, cum murea un raha, un rege, făcea exact ce au făcut nord-coreenii mai alaltării. De acord cu mine. Îngenuncheau, da, și plângeau cât puteau de tare. Bun, da. Deci e vorba de tradiție, după părerea mea. Dar între aceeași tradiție nu este și în Coreea de Sud? De ce nu se manifestă? Pentru că e vorba de sistem. Asta cred că e din Coreea de Sud. De... Eu nu știu dacă... Este Ban Ki-moon? Păi nu, problema e de sistem, de sistem politic și economic. Deci cu deschidere asupra lumii, cu internet, cu toate facilitățile lumii moderne, pe când ăștia sunt ținuți cu broboada pe cap, așa că să n-aibă repere, să n-aibă repere, să n-aibă puncte. Păi aceeași tradiție, domnule, vă spun că există și în Coreea de Sud, că sunt frați, nu? Nu vrite, ci frați de frații... Așa. Și totuși sunt două sisteme unde se vede diferența, două ideologii diferite, deci... Dar totul pleacă de vorba la ideologie. De la... Pe strat de tradiție, ăștia nu mai pe strat. Nu. No. Nu. No. Auziți? E clar că noi, nu știu, nici n-ar fi de comentat că este atât de flagrantă chestia că ideologia ne duce acolo. Și ideologia încăpută pe mâna... Ideologia, că sunt ideologii... Și Cuba, și Vietnamul trăiesc încă în comunism. Așa și totuși, deci depinde și pe mâna cui încape. Cărui fanatic al
al... Acum o să vedem că în Cuba n-a murit niciun președinte comunist. Niciun caz nu se va întâmpla fenomenul ăsta cu Cuba, unde sunt la 60 de kilometri de Statele Unite. Și dacă te sui pe o coajă de banană, cum s-a susuit? Dar așa au plecat. Mai puțin, dacă îmi permiți. Dacă ai auzit cum l-au mitizat, cum l-au sacralizat și așa mai departe al coreenilor. Și că domnule nu avea necesități fiziologice. Da, oficial da, da, se da. Spunea că omul ăsta nu are necesități fiziologice. Deci frizează absurdul. E dincolo de orice închipuire. Absurdul, paranoia, patologia. Nu? Da, exact, paranoia. Da, deci la timpul a trecut în extrem, mai la altă. Deci este autentică. Nu? Prima aia, revoluția culturală. Contează și pe mâna cui în cape, că dacă ești un tip tarat și cu, la început numai cu ușoare semne, puțin identificabile de paranoia, cum spune, și chestia asta o trăim și noi, nu e nevoie să ajungem în Coreea. Așa. Ceea ce s-a întâmplat acolo este... Deloc. Deci, voilà, vedem.